Salutare tuturor, numele meu este Mădălin și în acest videoclip am să te învăț exact ce trebuie să faci, cum să te antrenezi ca să poți să faci prima ta tracțiune. Pentru început, dacă nu poți să faci nicio tracțiune, faci acest exercițiu până când reușești să faci 3 serii câte 80 repetări la fiecare serie. Da? Frumos! 1 2, 3, 4, 6, 7 și așa mai departe. Bun, după ce ai reușit să faci 8 repetări, următorul exercițiu este să faci tracțiuni cu o bandă elastică. Următorul pas pentru a face tracțiuni este să folosești această bandă elastică. Pui picioarele. Ai grijă să nu te lovești. Da, și te tragi. 1, 2, 3 și așa mai departe. După ce ai reușit să faci 8 tracțiuni folosind bandă elastică, la următorul antrenament legi o greutate de 1 kg de tine și faci 8 repetări. La următorul antrenament, legi 2 kg, tot așa, până când ajungi să faci 8 tracțiuni cu 8 kg legate de tine. În momentul în care reușești să faci 8 tracțiuni cu 8 kg legate de tine folosind banda elastică, pur și simplu nu mai ai nevoie de ea și vei începe să faci tracțiuni cu greutatea corpului.